Ia, da, mă, da. Să vezi acum kill-uri. Era de la Knife. Să vezi acum kill-uri, băietanu. Să vezi acum cum pleacă. Hai, salut, boys, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta ne jucăm modul de Furien pe furien.historicse.ro. O să aveți IP și DNS în descriere dacă vrei să intrați să ne jucăm împreună, fraților. După cum bine știți, am mai făcut un video aici pe server și am văzut că v-a plăcut și am zis că merită să mai facem încă unul. Înainte să începem, dați vă acolo un like și un subscribe dacă susțineți această serie de CS1.6. Ok. Hai să vedem, reușim să facem și noi un gameplay de calitate sau sal. După cum bine știți, data trecută v-am prezentat mai mult video și v-am promis că o să fac un alt videoclip în care o să încerc să mă joc mai mult și să nu prezint. Da, pare să că băieții ăștia joacă prea bine, băieții ăștia de la Tero. Și da, s-a dat drumul la level 30. Acum puteți să faceți level până la 30 și să luați, de exemplu, cum sunt ghearele astea care mie mi se par geniale. Și ultima armă de la level 30 de la CT, care am înțeles că rupe, o să jucăm și noi cu ea să vedem cum e treaba. Hai că au câștigat băieții mei, hai să ne jucăm de la Tero. Hai să ne luăm dual personalities din prima, să ne luăm aici dual toxic. Mama, astea sunt catanele alea tari, care ne-am mai jucat noi, voi le știți pe astea. Oricum, câte knife-uri și câte chestii are serverul ăsta de furie, nu cred că mai are niciunul. Bun, hai să vedem, hai să îi rupem pe băieții ăștia cum se poate mai bine. Unde sunteți, băi, șobolanilor? Ia uite, bă, și-a dat teleport. Mama, are dual uzi, bă. Avea dual uzi, băiatul. Opa, aici se aude, nu? Hai, tati, vină încoace. Că nu mai scapi. Așa, și-a mai rămas unul. Aia, bă, ce-mi place să mă joc modul ăsta de furien. S-a dus pe acolo el, bă, fii atent. Bă, ce mi-a dat-o? Am crezut că nu e cu fața la mine, bă. Hai, bă, băteți-l pe last ăsta, că dacă ne bate și mă duc chiar CT, nebunesc. Bravo, băieți. Așa vă vreau. Bun, hai, mă, să ne luăm alea, bă. Hai, mă, să ne luăm alea cele. Deci, la level 30, dacă vă jucați îndeajuns de mult pe server, o să aveți și voi catanile astea. Bă, dar nu sunt astea, mă. Ăla avea alte ghiare, mă. Ghiarele nu sunt la level 30, sunt mai altundeva, cred. Dar și catanile astea, what the fuck. Bă, câte knife-uri au putut să bage pe server, frate. Bravo lor, chiar se vede implicarea. Uai, ce era aici? ...181 dai damage. Mam. Bă, dar ce îl tot ratez pe ăsta? Nu mai pot să-mi iau nici viața acum, că am luat prea multă. Bravo, Dumi, bravo. M-ai scos din gaură. Ne bate axii ăsta pe toți? Mă, dar parcă nu... Opa. Mă! Am apucat să-i dau un hit, dar nu am apucat să-l badă tot. Bun. Hai să căutăm, mă. Deci pe unde sunt ghearele astea? Daggers. Nu. Ok. Hai, bă, să ne uităm. Hai, jucăm cu mai multe de astea. Daggers. Astea îmi plac. Chiar sunt ok. Aoleu, stai așa că nu-i bine ce fac eu, bă. Treaba că joacă bine băieții, mă. Se vede că sunt experți pe jocul ăsta. Bă, și ce-mi place că văd că ai mereu cu cine să te joci. Mamă, dar dai mai puțin damage cu astea. Ce arme joacă băieții ăștia, mă, de dau așa bine? Mai ales axii ăsta ne rupe.
Da, ne-au dat-o băieții și din această cauză îmi iau direct AK Diamond. AK Diamond, fraților. Mamă, uită-l, olea, cum arată. Oi, 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 oi. Cred că nu cred că o să mi-l iau în fiecare rundă. A zis că ăsta rupe. Mi-a zis fondatorul, ia-ți AK Diamond că rupe, frate. Hai să vedem cât de tare rupe. Deci ăsta doar la level 30, care se face destul de greu pe server. Ok, vin băieții, dau NV-uri, ești nebun. What? Și-a dat teleport în spatele meu, bă. Bă, ce știu ăștia juca, bă, băiatule. Cred că-s daggers astea, mă, nu-mi dau seama. Bă, Alinro, bă. Ăsta ce are, mă, ea? Nu scrie arma. Nu scrie. Ne-a rupt. Ai dreptate. Să mă râde, nu. Hai, Alinro, îi bați. Ce să-i bată, bă, că joacă ăștia, zici că s-au născut pe furie, ești nebun? Bun. Nu mai. Deci n-am văzut tot potențialul la arma asta, așa că o să mai încercăm puțin. Și mă duc direct în gura lupului, cum s-ar zice. Bun, bun, am înțeles. Deci se trage. Trage, bă! Mamă, ce... Ce... Bă, asta trage și bine, frate. Și tu nu poți să-i omor. Dar de ce se încarcă atât de greu? Aoleu, tot m-a prins. Bă, nu înțeleg cum joacă ăștia, bă. Măcar am omorât și eu unul. Și? Ne bat ăștia, mă. Ia uite-l după ăsta, ce topoare are. Ai, că și-a luat și Cristi MTX AK-ul ăsta plană bombă, dar tot degeaba. Ha, sau? Îi bate? Nu, no, vin ăștia prea tare pe el. Na, ce vorbeam. Bun, hai mă să ne facem, turmă de oi atunci. Îmi iau AK-ul, rupe tot. Și deagle-ul ăsta de cowboy. E, veniți că avem bătaie, cum s-ar zice. Hai bă, că pot să-mi dau și eu teleport. Acum mi-am adus aminte. Dar acum nu mai pot să-mi dau. A, ce ai făcut, Roberte? Tu-ți las tu tău azi. Ce se întâmplă cu ăștia, mă? Bă, ce ați făcut, mă? Ce ați băut azi? Bine că se schimbă mapa, se mai amestecă echipele. A, s-a băgat Afganistan, mă. Și asta e mapă de furien, dar mai vechi așa. Ia că mi-au daggers. Nu, bă, mi-a mai dat odată daggers, ce prost sunt. Da, mă, asta e mapă de furien, așa, de pe timpuri. Nu. Nu fi nebun. Umbli cu teleporturi cu din astea, nu tu? Pentru jucătorii old school de Furien, știu mapa asta. Hai să vorbesc cu ei totuși, poate e corupt să bage o Alexandra. Ia să vedem. Deci, legendaria. Bun, deci asta e la level 29, cum ar veni. Legendary Knife. Bun, o lamă ți-am dat, prietene. Dar tu nu mor după o lamă. Nu! Mamă, ce am zis că mă prinde aici. Nici cum să mai îmi iau viață. Bravo. Ce vorbești, mă, că am băieți de treabă. Am băieți care știu. Ia să vedem ce knife să-mi iau. Star War. Ia uite, bă, îmi dă astea cu care se bată ea. Din Star War. Dar unde sunt ăștia?
Aha. Păi ei. Bă, să schimbe mapa asta, mă. Că văd că nu stă lumea pe ea. Bun, hai să vedem. Dual Toxic ne-am luat. Capou. Mamă, ce e asta, bă? Ce treacu de topuri e asta, mă? Uite că am luat bombă. Te-am văzut, prietenaș. Nu, no, dar și el m-a văzut. Ovidelule. Știi să joci, a? Hai că am ajuns la Tero. E, mi-au ascultat băieții dorința. Thank you very mucho. Aia zic, altceva. Altceva, toti. Bun, eu nu mă las până nu găsesc calea aici, nebun. Blue Nightmare. Bun, nu e nici asta. Până nu găsesc ghearile alea. Am băgat băieții mapa mea preferat. Alexandra, opa. Nu, am glumit. Ai. Nu mai am cum să-mi cumpăr viață, bă. Ai limite la viață. Și ăștia parcă știu prea bine așa să tragă ei. Știu ei să joace, gen. Să iau eu bomba. Să fiu eu asigurat. Câți mai suntem? 2. 2v3. Nu! Nu mai știu, mă, să joc furie, numai cum trebuie, mă. Mamă, numai eu mai sunt și mă bate ăsta, nici n-am putut să dau în el. În fine, eu am vrut să joc la CT, ca să știți. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Îmi iau direct AK-ul ăsta că m-am supărat. Păi cum, adică ne băgați din prima pe CT voi? Voi sunteți șmecheri, cum ar veni? Mamă, mi-am dat teleport din greșeală. Și ai și speed-ul mai mare, să știți. La level 30 ai full speed. Și la CT și la Teru. Bă, dar vezi că asta chiar dă, mă. Că nu-i nimeresc eu, asta e partea a doua. Bun. Deci țineți minte că CT nu aveți voie să vă urcați pe hartă. Uleu. Numai eu mai sunt, a? Numai eu mai sunt, dar... Yo, ce sărituri face ăla. Nicio șansă, mă, nicio șansă cu băieții ăștia. E prea buni. Băieții, dacă nu-i batem, mă supăr. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Psyhos. Ce dracu este ăsta? Ceva bun, mă gândesc, nu? Ia uite, bă, ai și venit aici, mă. Păi nici n-am plecat din bază și tu vii după mine, băi. Nu, știu un pic mai bine decât mine, furie-n băieții ăștia. Hai că am câștigat. Bă, da. Ne revenim și noi sau ce facem? Hai că-mi iau direct doar dual personalities, care îmi plac mie. Și hai, păi, tată, că nu se mai poate. Bă, dar stai, bă, tu de ce te întorci, futu nația ta? Bă, n-aveți voie să vă întoarceți, da? Faceți ca ăla.
Ai înțeles? N-ai voie. Ia mai stai tu un pic așa. Mamă, dar vezi că astea dau, frate, 200 damage. E ceva. Nu, 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 gata, nu mă mai bat, că mă crapă. Dacă mă mai bat cu el, mă crapă. Mai am 28 viață. Și mai sunt numai eu. Să mă duc să iau bomba, una la mână. Undeva prin partea asta, din ce văd. Unde e, mă, bomba? A, e jos acolo, cred că. Aha, uite aici. Da. Cred că o să ne-o cam luăm runda asta. Ia să vedem. Că nu mai am cum să-mi iau viață. Uleu. Uleu. N-are cum să mai fie aici, că îi dă bani băieții. Hai să mă duc un pic mai așa. Că dacă dă grenadă de aia cu urmărire, mă topește. Uleu. Nici măcar n-am avut șansa. Bravo, joci bine. Hai să vedem. Îmi iau AK-ul supersonic și mergem pe ei, tat. Mă duc direct pe aici, hai. Ia uite, ia spar Robert direct. Direct pe ei mergem. Nu. M-a prins, bă. M-am blocat, fra, n-am vrut să fac altceva. Ăștia vin de pe sus, mă, trebuie să te uiți pe sus, așa. Aoleu, George! Trage arma asta. Trage cam tare. Opa, l-am văzut pe ăla. Bravo. Bă, vezi că am luat-o din prima. Cred că nu trebuia să-mi iau AK-ul ăsta, că poate s-au supărat băieții. Sper că nu. Mamă, cât sunt cu Steamon, frate. Asta mă uimește la serverul ăsta, că sunt o grămadă cu Steamon, efectiv. Foarte mulți. Yo! Nu știi de unde vin. Ia să vedem, mă, ce cuțite mai au băieții. Bă, vezi că toporul ăsta arată bine rău, chiar îmi place. Da, bă, să văd. A, asta e cuțitul, am jucat data trecută cu el. Ăsta cred că e super knife-ul. Mare topor, cu ăsta am jucat. Cuțitul ăsta îmi place mult, toporul. Frumos, chiar frumos. Hai să mai luăm și noi altele. Să le vedem mai pe toate. Bun, de aici, de la final, ca să știți, da? Bloody Skull. Mamă, ce bine arată ăsta. Ia, da, mă, da. Să vezi acum kill-uri. Era de la knife. Să vezi acum kill-uri, băi, etanul. Să vezi acum cum pleacă. Unde sunteți? Nu eram învățat cu knife-ul ăla, mamă, să vezi ce dau cu ăsta, numai cu ăsta mă joc acum, gata. Gata, boys, dă-i exit. Hei, bă! Knife. Dă-l, frate, pe ăla, unde? Care era, mă? Bloody Skull, așa, mă. Deci trebuie să-ți alegi, n-ai nicio șansă, nu stai că să nu-mi aleg, că să-mi aleg mai târziu.
Fiți atenți aici. Hai. Numai să-i văd atâta, numai să-i văd. Bă, ce-a făcut, bă? Mi-a dat al cuțit. Ai găsit o cutie și ai primit Mega Knife. Aaa, deci mi-a picat din cutie Mega Knife-ul. Vedeți dacă e mai bun. Opa. Unde ești, mă? Bă, voi vedeți? Am pe aici, pe undeva. Bravo, băieții mei. Joacă bine. Dă-mă ceva de cea mai bună. Mi-au Tor. Oh, asta e ciocanul ăsta mare. Așa, mă, tata, au intrat purienii mei în forță pe ei. N-a ratat. Nu, 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 nu. Niciodată să nu mergeți ca mine, da? Și cred că ne bat runda asta. Am cum să mai schimb knife-ul? Nu mai am cum. Ia, vă mă. Fii atent că mi-au un super knife. Și cu ăsta dau mai bine. Hai să vedem ăsta cum dă. M-a prins pe picior greșit. Da, ne-au bătut băieții. Și hai să mai jucăm și noi 2-3 runde. Să văd dacă pot să scot ceva cu AK-ul ăsta indestructibil. Arma supremă de pe server. Numai cum toarce. Aoleu, păi ce ai făcut, băietan? Ce ai făcut, băietan? Ca să înțelegeți, eu am level 30 și de asta am acces la toate knife-urile și la toate armele, da? Ca să aveți acces, trebuie să faceți level. Uhu! Să putea să nu-mi dea mie o lamă. Bun, boys, hai să mai dăm și noi o rundă. Și cam ăsta a fost și episodul nostru de astăzi, de pe furien.historicse.ro. Oh, uite, bă, mi-a dat direct grenadă, bă. De unde dați, mă, fireați ei, direct? Da. Bă, ce să vă zic? Cam ăsta a fost și episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe, ca să vedeți în continuare videoclipuri de genul. N-am apucat să vă arăt toate knife-urile, toate armele. O să mai facem un video și poate atunci o să vă arăt mai multe dintre cele pe care nu vi le-am arătat astăzi. Deci v-am zis, intrați pe server, faceți level și aveți și voi acces la arme și la knife-uri. Altfel nu o să aveți acces. Da. Bun, până data viitoare am fost Alogent pe furien.historicse.ro. Nu uitați de like, share, subscribe. Pa, pa!